În cadrul campionatului național de volei cadete sportive sub 17 ani, CSMS Câmpul Lung, profesor antrenor Adrian Mihailă, a jucat primul turneu al noului sezon în Seria B în deplasare la Buzău. Mușelencele au avut un turneu excelent, au obținut 3 victorii, toate cu același scor 3-0, trecând rând pe rând de CSM Râmnicu Sărat, CSS Târgoviște și apoi de echipa gazdă CSS Buzău, meci din care urmăriți aceste imagini. Weekendul trecut am debutat în campionatul U17, am avut primul turneu la Buzău. Echipa noastră s-a comportat foarte bine, am etalat același joc sigur, dar țin să remarc vis-a-vis de nivelul de vârstă la care suntem, întâlnim fete mai mari cu un an sau chiar doi decât noi, nivelul de concentrare pe care l-au avut fetele noastre de la prima minge până la ultima minge a acestui turneu. Drept urmare, rezultatele sunt cele așteptate sau puțin surprinzătoare? 3-0 pe linie. 3-0 pe linie, ținând cont de munca pe care am depus-o, nu sunt surprinzătoare. Mă surprinde doar aceste scoruri nete în favoarea noastră, ținând cont doar de vârstă. Dar se pare că fetele noastre au fost obișnuite și din anii anterior să joace la alt nivel față de vârsta lor și anul acesta beneficiem și de roadele muncii din anii trecuți. Nu o să pune problema să avem emoții pentru calificare în faza următoare. În sistemul competițional de anul acesta, primele două echipe merg în faza a doua la categoria elită, următoarele trei merg în perspectivă. Ne îndreptățesc aceste prime rezultate să credem că o să fim una dintre cele două echipe care vor merge în faza elitelor. Următorul turneu? Următorul turneu peste o lună la Râmnicu Sărat, unde sperăm din nou să avem aceleași rezultate.